o, cea mai mare parte din viața mea s-a consumat în secolul trecut, așa că sunt unul dintre probabil puținii, s-ar putea să fiu singurul din sală, care a prins vremea aceea când se făcea armata, când împlineai vreo 20 de ani, te chema țara să petreci vreun an jumătate, doi, depinde cum era conjunctura, să își bată joc niște oameni de tine. Asta era armata. Marinică, fratele meu, e un pic mai mare decât mine, cu un an și ceva, i-a venit ordin, trebuia să plece la armată. Eu eram în clasa 11-a și m-am gândit că ar fi interesant să plec și eu cu el. M-am prezentat acolo, inițial nu m-au primit, dar pentru că am intrat pe un flux așa pe care mergeau toți cei chemați acolo și la sfârșit te trezeai cu o fișă și cu o repartizare într-o unitate militară, la sfârșit comandantul județului, deși mă respinsese, mă trimisese acasă, mi-a zis, du-te băiete acasă, termină-ți școala, ai vreme să faci armata. La sfârșit n-am prea mai avut ce să facă, pentru că eu le stricasem toată socoteala, eram deja încorporat în acte și așa se face că am plecat împreună în armată în Lugoj. Visul meu era să fim împreună în perioada respectivă, dar cum în fișă scria foarte mare că eram adventist și asta era o etichetă foarte importantă pe vremea aceea, nu am petrecut acel timp de vis împreună cum îmi imaginam eu. El a mers într-o direcție, eu în alta, doar eram în aceeași curte imensă. Ne-a ajutat cumva gândul ăsta că din când în când mai ne puteam vedea. Când a plecat la armată, îți făceai o valiză, nu existau geamantanele, trollerele de pe vremea asta, nici nu cred că aveai ce să faci în armată cu așa ceva. Îți făceau părinții o valiză din lemn, erai fericit dacă era mai ușoară, ca să nu ridici prea mult. În valiza respectivă, țin minte că pe lângă alte lucruri, nu știai la ce te duci, așa că îți luai la întâmplare acolo niște haine sau ceva. Oricum, hainele alea nu-ți mai trebuiau vreo 2 ani de zile, dar printre bagajele mele mi-am luat o muzicuță. Știți ce e muzicuța? Un instrument foarte mic, așa, și un Nou Testament. M-am gândit eu că Biblia întreagă s-ar putea să fie prea mare și n-aș putea să o ascund. Dar un Nou Testament, aveam un Nou Testament foarte subțire, hai să-mi iau un Nou Testament ăsta și nu știu de ce am pus și muzicuța. Îmi imaginam că mă duc să cântăm. La unul dintre controale era un soldat, un gradat acolo, care se purta foarte urât cu noi. Era cel mai nu rău, era disprețuitor cumva cu toți ceilalți, parcă era supărat pe viața lui, pe lumea noastră, pe orice, și parcă se răzbuna pe toți cei care venisem acolo. Avea un rav foarte prost seara înainte de adică ne culcam și după 5 minute deschidea hidrantul și umplea dormitorul cu apă până pluteau valizele noastre și noi trebuia să scoatem apa respectivă. Dura jumătate de noapte și ne enerva cumplit treaba asta și felul lui de a se comporta. Recunosc că nici eu nu, cu cât, oricâte eforturi făceam, nu puteam să-l privesc cu ochi foarte buni pe tipul ăsta. Și la un control, se făceau perioade diferite controle, mi-a cerut să deschid valiza, am deschis valiza și mi-a văzut acolo muzicuța respectivă. Noul Testament îl puteam în buzunarul interior al vestonului, când mai prindeam și eu câte un moment liber, reușeam să citesc. Și mi-a dat muzicuța acolo și la o fază din asta, când își bătea el joc de noi, i-a cășunat pe mine. Și mi-a zis, ia, muzicantule, adu
muzicuța încoace. Am adus muzicuța și mi-a zis, ia, cântă. Și eu am început să cânt. Și nu știam să cânt altceva decât de prin cartea de cântări. Și am început să cânt, m-a cuprins un dor de casă, că la cum mă simțeam, doar cântarea asta puteam să o cânt. Și am cântat eu o strofă, două, am cântat toată cântarea, am muțit asistența că nimeni nu recunoștea cântecul, dar în timp ce cântam, în ochii băiatului respectiv am văzut lacrimi. Și mi-a zis în mintea mea, bă, fii atent că l-a impresionat pe răutatea asta de om, cântecul pe care îl cânt. Când s-a terminat momentul ăsta, era foarte, a fost așa neașteptat, de obicei era miștocar așa și foarte ironic, atunci mi-a zis, ok, la culcare toată lumea, tu ești planton schimbul 2. Dacă te punea schimbul 2, însemna că nu poți să dormi nici până când începeai să fii de pază și nici după aia că urma. E bine, în timp ce am trezit și eram, păzeai pe un hol acolo și dădeai cu un fel de cârpă ca să lustruiești mozaicul de pe jos, a apărut el. Și mi-a făcut sens să ne așezăm pe o băncuță și a zis, de ce ai cântat cu tare cântare? A zis titlul cântării și atunci mi-am dat seama că de undeva știe cântecele. Practic, fusese asta un cod care i-a trezit lui o amintire. El venise în armată adventist, dar mi-a zis, când am văzut cum stă treaba aici, cât de greu te descurci așa, dacă ești ca oricare dintre cei de pe aici, am renunțat la idee și ok, și l-am întrebat atunci, și ce te-a făcut să devii așa de nesuferit, că pare rău să spun, dar ești un pic cam nesuferit pentru oricine, nu doar pentru mine. Eu simțeam că parcă are ceva personal cu mine, dar nu știam care și informațiile despre mine, știa cine sunt și că mă urmărea de ceva timp. Mi-a zis, mă deranja cumplit când vedeam că tu faci eforturi să rămâi ceea ce ai venit. Și am zis, ok, crezi că nu e o mare tragedie, de acum îți permit să-ți faci tu programul. El era deja în ciclu următor, când era șeful nostru, cum ar veni, nu prea-l mai controla nimeni. I-am zis, ar trebui să încep să redevii ceea ce ai fost, pentru că îți faci tu programul, nu mai depinzi de... Și mi-a zis un lucru care m-a pus foarte tare pe gânduri. Mi-a zis, nu, nu cred, acum la cât de ușor am renunțat eu la Dumnezeu și la cât de așa ieftin l-am vândut cumva, cam asta era ideea lui, nu... n-am nicio șansă. Mai bine mă duc înainte așa cum am pornit. Și mi-am dat seama că în mintea lui el nu-l cunoștea deloc pe Dumnezeu. Bine, am mai vorbit. Până în final, lucrurile s-au schimbat destul de mult. Dar ideea este că la acel moment, tipul ăsta nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu cu care venise acolo. Dacă vă aduceți aminte, dacă ați citit fragmentele din preajma răstignirii Mântuitorului, există doi oameni, două personaje, care sunt legate între ele prin ceva foarte interesant. Unul dintre ei erau ucenici, amândoi. Unul dintre ucenicii ăștia se laudă că el îl cunoaște pe Iisus atât de bine încât ar putea să-l arate unora care îl căutau, vreau să-l prindă, și pentru că erau galileeni și erau îmbrăcați cam la fel și părul era la fel și
purtau barbă și erau greu de identificat. Noaptea, nefiind electrificat pe nicăieri că li se luase curentul, în Iudeea acolo era foarte greu să-l prindă doar pe el, că pe vremea aia încă erau interesați să nu facă foarte mult tamtam așa de gesturile lor și ar fi vrut să-l prindă pe Iisus, să-l condamne, să-l aresteze, dar le trebuia să-i ducă cineva direct la el ca să îl facă să dispară și cu asta basta. Și Iuda, unul dintre ucenici, zice, eu îl știu foarte bine, vă duc la el și pentru neric, atât de bine îl cunosc. Ceea ce a și făcut în seara trădării. Există un alt ucenic, Petru, care, dacă vă amintiți, stătea la focul aprins de o slujnică în curte, glumeau pe acolo, oamenii se bucură când cineva are necazuri și Petru venise și el să vadă ce se mai întâmplă cu Iisus, stătea la focul respectiv. Și când o slujnică îl vede așa în pâlpirile focului, zice, dar și tu ești dintre ai lui, te-am văzut cu el. La care Petru ce spune? Nu îl cunosc, apar n-am cine este. Mai zice și câteva expresii așa mai vulgare, mai nepotrivite cu un credincios ca să convingă că nu-i din categoria în care îl suspectează ei a fi. Și doi oameni, unul zice că îl cunoaște foarte bine, vă duc la el și pentru neric, un altul zice, nu îl cunosc, abar n-am cine este. Uitați-vă însă ce se întâmplă doar peste foarte puțin timp. Mântuitorul este arestat, Iuda realizează că a făcut o mare prostie, că a trădat pe cineva care nu vrea să se apere, nu vrea să se lupte și așa cum sperase el, nu face un război ca să se elibereze, ci merge înainte, este condamnat și a văzut că e condamnat la moarte și că nu mai există cale de întoarcere. Și Iuda, care a fost gestul pe care l-a făcut? Vă amintiți? A dus, a aruncat, a zis preoților, am văzut pe cineva nevinovat, la care preoții, fi treaba ta, noi ne-am rezolvat ceea ce aveam de făcut, de aici înainte te interesează. Și Iuda a aruncat arginții în templu și spune că s-a dus și s-a spânzurat. În același timp, un alt trădător, celălalt trădător care spunea că nu-l cunoaște, se întâlnește cu privirea Mântuitorului, care ieșea de la judecată și se îndrepta spre Golgota, se întâlnește cu privirea lui și se trezesc în el niște frământări care îl fac să iasă afară, să plângă cu amar, să se căiască de ceea ce a făcut. Și pe cei doi îi găsim în locuri diferite la sfârșitul episodului. Iuda a murit, s-a spânzurat pentru că nu și-a mai dat nicio șansă. El care zicea că îl cunoaște pe Dumnezeu atât de bine încât li-l arată și altora, nu știa nimic despre Dumnezeu, nu știa nimic despre iubirea lui, nu știa nimic despre faptul că Dumnezeu iartă și că iartă chiar și cele mai profunde trădări și cele mai ușoare vânzări pe care le face un om. Petru, în schimb, care zicea că nu prea îl cunoaște sau că nu îl cunoaște deloc, chiar știa esențialul despre Dumnezeu, știa că poate să ierte. Și când un om plânge și se căiește, înseamnă că știe despre Dumnezeu suficient de mult.